În momentul în care nu citești, ești detașat de realitate și de umanitate. Deci, practic, cumva capeți experiență la oameni fără a avea neapărat contact cu ei. Poate că unora vi se pare puțin depășită întrebarea asta și mai ales având în vedere că noi discutăm aici pe canalul ăsta destul de mult despre cărți, despre a evolua, despre a învăța și despre a face să fie mai bine pentru noi, dar având în vedere contextul social în care ne aflăm și felul în care evoluează lucrurile la noi, mi se pare extrem de oportună întrebarea asta și aș vrea să încep clipul ăsta cu un citat al lui Karl Popper, care mi se pare că este esența acestui clip și a acestei întrebări, și anume că adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. Adică, ignoranța intervine atunci când ai toate elementele necesare pentru a învăța, pentru a evolua, pentru a fi mai bun, pentru a fi o versiune mai bună și totuși tu refuzi să faci chestia asta. Pe motiv că ți-e lene, pe motiv că n-ai timp, pe motiv că nu știu ce, pe motiv că sunt alte lucruri mai interesante. Dar hai să vorbim puțin mai amplu astăzi, deși știu că am mai făcut-o și în alte clipuri, despre citit și de ce este bine să citești. Hei, am eu câteva elemente așa pe care vi le-am mai zis de-a lungul timpului și am câteva puncte așa, dacă ar fi să fac o schemă cu notițe, aș avea niște bullet points-uri din alea foarte clare pe care le repet foarte des și la care puteți să veniți și voi să completați. Cu mare drag aștept și sugestiile voastre sau ideile voastre pe subiectul ăsta, pentru că mi se pare că este un subiect care ar trebui mai des dezbătut decât să dezbatem alte prostii care sunt mondene, cotidiane, cine cu cine s-a certat și ce a mai făcut. Mai degrabă încercăm să dezbatem subiecte din astea care cumva să ne și ajute. Înainte de a intra efectiv în discuția asta despre citit, hai să ne gândim puțin la contextul care ne-a adus în punctul în care suntem în prezent. Pentru că mie mi se pare, e o părere pur personală, nebazată neapărat pe date științifice, ci mai degrabă pe observațiile pe care le fac în jurul meu, cu oamenii din jurul meu, prin mediile prin care mă învârț și așa mai departe, că oamenii devin din ce în ce mai dezumanizați și devin din ce în ce mai detașați de realitate cumva, în mod paradoxal, deși mulți ar spune că te detașezi de realitate în momentul în care citești, pentru că intri într-un alt univers. Eu mi se pare că lucrurile stau exact invers. În momentul în care nu citești, ești detașat de realitate și de umanitate. Și făcând observațiile astea și uitându-mă la oamenii din jurul meu, din diverse medii, cum spuneam, am observat că cu cât analfabetismul funcțional e mai mare și cu cât ignoranța e mai mare, cu atât lucrurile stau mai rău pentru oamenii respectivi. Hai să ne gândim cum am ajuns în contextul ăsta și să ne aducem aminte puțin de istoria noastră, de momentul în care au ajuns comuniștii la putere în România și când au ras pur și simplu tot ceea ce însemna elită culturală în România. Ăla a fost momentul în care s-a terminat cu elitismul românian, în care s-au terminat elitele de adevăratele în România, știți că am mai discutat treaba asta. Și ăla a fost momentul în care, din punctul meu de vedere, evoluția noastră ca popor a luat o întorsătură foarte urâtă și de acolo am plecat în jos rău de tot, știți, am căzut în gol. Pentru că în momentul în care îți ștergi elita culturală, nu mai ai valori, nu mai ai repere culturale și reperele nou create după aceea au fost pe niște concepte și pe niște idei pur ideologice, pur care să servească un anumit scop, știți, foarte meschin să spunem, sau chiar un scop personal al unora. Deci, în primul rând, am avut acea elită culturală care a fost rasă, am avut cărți arse, biblioteci arse, cărți interzise. Vă aduceți aminte că vă povesteam când am fost la Conacul Florica, vă povesteam cum au ars comuniștii în zeci de mii de cărți care erau acolo. Iar toate astea au fost înlocuite cu o nouă elită, așa zis, culturală, ce a venit în perioada comunistă, care, din punctul meu de vedere, a fost extrem de toxică și a rămas și are trăsături extrem de toxice. Da, într-adevăr, pe vremea comunismului, multă lume făcea facultate și era o chestie extraordinară să ajungi la facultate. Ți se dădea impresia de
ceva deosebit și extraordinar în momentul în care ai ajuns să faci facultate și asta pentru că trebuia să rămâi cumva dator partidului, da? Tu, dacă eri, din, nu știu, dintr-un copil de țăran amărât, care n-a avut niciodată de mâncare, care, nu știu, a trăit foarte greu, prin strădania ta și prin supunerea față de partid, ajungeai la facultate, după aceea rămânea să fii dator, cumva, moral partidului și regimului din vremea respectivă și oamenilor din sistemul respectiv și așa mai departe. Și s-a creat o dependență din asta de partid și de sistem. Iar, în general, oamenii care aveau acces la lucrurile astea, în speță facultate și medii înalte și elită socială și așa mai departe, nu erau neapărat cei mai potriviți oameni în locul ăla, da? Și hai să fim realiști că pe vremea comunismului, într-adevăr, erau mulți oameni care făceau facultate pe bune și se învăța, indiscutabil, mai ales în domenii din astea aplicate, cum era medicina, ingineria și așa mai departe, arhitectura și așa mai departe, acolo nu discutăm, dar erau facultăți foarte bune și se făcea școală, nimic de zis și oamenii chiar ieșeau profesioniști, dar erau și foarte multe facultăți și zone din astea de în educație în care, ca așa cum, nimic, știți, tufă de Veneția, nimic, așa. Și oamenii ăștia, tocmai din prisma faptului că intrau foarte greu la facultate, că aveau multe datorii morale peste tot, că trebuiau să respecte anumite tipare, au construit un fel de aur în jurul lor, cum că, mă, dacă nu ești ca mine, nu ești important. Dacă nu faci ca mine, nu ești important. Și de aici a plecat și ideea că trebuie să citești. Numai anumite persoane trebuie să citească. Eu chiar îmi aduc aminte, în perioada când eram copil mic, mi-aduc aminte de multe persoane care spuneau că, băi, nu, de citit, citesc numai domnii sau citesc numai anumite persoane. La țară, de exemplu, în Ardeal, la bunica mea, la iarăși era mentalitatea asta, că citesc numai domnii, da? Pentru că numai ei aveau timp, că țăranul trebuia să muncească. N-avea el timp să stea cu o carte în mână și să citească. Și în chestia asta s-a propagat și a fost întărită de oamenii ăștia care au ajuns în mediile astea înalte, care în loc să realizeze că, băi, da, ok, eu am avut o șansă și am avut o oportunitate și am, nu știu, mie mi s-a schimbat viața că am ajuns la facultate și am avut o meserie atât de înaltă, în loc să tragă și pe alții după ei, ei se izolau și cumva dădeau naștere unui soi de elită, așa, și unei idei din astea că ești important, știți? Ceea ce ulterior, niște zeci de ani mai târziu, după comunism, a început să devină toxic genul ăsta de atitudine, pentru că s-a întâmplat ceva ce românii n-au așteptat, și anume deschiderea asta la informație și la cultură, și noi n-am știut să manageriem treaba asta. Deci în momentul în care nouă ni s-au deschis porțile în 90, și am plecat toți care încotro și au început să vină și informații la noi și să vină și, nu știu, să vedem, să facem comparații cu restul lumii, noi n-am știut să manageriem lucrurile astea, și de aici ideea asta toxică că numai anumiți oameni pot să citească, de aici ideea că, băi, numai dacă faci, nu știu, un anumit domeniu, mergi pe un anumit domeniu, trebuie să studiezi, sau că, și chiar și ideea asta cu studiu formal, că gata, ai terminat cu învățat în momentul în care ai terminat școala formală, educația formală, ceea ce din punctul meu de vedere iarăși este profund fals, da, pentru că de fapt formarea ta ca om, și am constatat asta pe pielea mea, formarea mea ca om și ca personalitate și chiar și ca în domeniul în care m-am pregătit, a venit după ce am terminat școala, nici măcar în timpul școlii, da? Deci după ce am terminat școala formală, de-abia atunci am început de adevăratele să mă formez și am simțit diferența. Și în momentul în care tu mergi pe mentalitatea că de citit citesc numai unii sau trebuie să citești numai anumite cărți, că iarăși este chestia aia cretină pe care o văd tot timpul și acum pe internet, vai, n-ai citit X lucru,
care-i faza, știți? Adică nu e... chestiile astea de elitism sau de tentativa asta de atitudine superioară pentru că am făcut un lucru și tu nu l-ai făcut, astea sunt toate rămășițe ale comunismului, aici vreau să ajung, astea sunt toate niște rămășițe ale comunismului și sunt toxice și sunt rele și de-aia pe unii îi îndepărtează exact de la treaba asta. Și cred că înainte de a ne pune întrebarea de ce trebuie să citim și dacă ar trebui să citim, cred că prima dată ar trebui să scăpăm de toate prejudecățile astea și preconcepțiile pe care le avem. Este ok să citești, indiferent dacă ai numai clasa întâi terminată și de-abia și cunoști literele, sau dacă ești doctor universitar și ai 15 grade și ești cercetător și faci nu știu ce chestii extraordinare peste tot prin lume, da? Deci este ok să citești. 2. Orice lucru pe care îl citești îți va îmbunătăți viața, garantat. Și sunt studii, o mulțime de studii pe tema asta și apropo de asta am pregătite pentru voi niște articole pe care o să vi le las în descriere să vă uitați puțin la ele, să aruncați un ochi peste ele, sunt extrem de interesante. Nu o să mă apuc să le dezbat acum, dacă vreți putem să discutăm în alte clipuri, dar nu o să mă apuc să le dezbat pe toate. Dar chestia asta cu cititul nu este accesibil oricui, pe mine mă scoate din sărite maxim pentru că o aud constant și într-o lume în care tehnologia este la îndemână, tehnologia este atât de facilă pentru toată lumea, nu mai poți veni cu scuza că nu am cum să citesc, știți? Pentru că ai atât de multe metode la dispoziție prin care să ajungi la informație. Este strict vorba de alegere și de alegerile pe care le facem și strict de ideea că prefer să-mi consum timpul uitându-mă la cancan, uitându-mă pe Facebook la ce fac alții și să-mi compar viața sau pe Instagram și să-mi compar viața cu alții, cu altora, decât să fac ceva util pentru mine. Știți? Aici este unul dintre motivele pentru care este extraordinar să citești, este bine să citești, este că te face mai inteligent. Este dovedit științific, vă las articolul în descriere și citiți și o să vedeți că nu doar că ideea în sine că acumulezi informații și ai mai multe cunoștințe și bla bla bla, îți dezvoltă limbajul și așa mai departe, dar structural îți ajută creierul și ți-l modifică și te ajută să fii mai inteligent, da? Deci e clar că are un beneficiu substanțial asupra structurii tale cerebrale și pe lângă asta e faptul că îți exersezi memoria, te ajută foarte, foarte mult. Da? Cititul este o formă de exersare a memoriei absolut extraordinară, pentru că în momentul în care te-ai apucat să citești o frază, trebuie să ții minte ce ai citit la începutul frazei ăleia, da, ca toată fraza să aibă sens. Când ai ajuns la finalul frazei, trebuie să știi ce ai citit la începutul frazei și așa îți exersezi memoria. Da, este cam singura soluție pentru analfabetismul funcțional. I'm sorry. Da, din păcate, știu că mulți nu vor să accepte chestia asta, dar este cam singura soluție pentru analfabetismul funcțional. Al doilea punct foarte important din punctul meu de vedere este că te face mai deștept și nu neapărat în ochii tăi, cât în ochii lumii. Te face mai deștept. Asta este o problemă și imediat o să discutăm. A devenit o problemă în ziua de astăzi, cu, apropo de ignoranță, cu a fi deștept, dar te face mai deștept în ochii lumii pentru că ți îmbunătățește vocabularul. Mi-aduc aminte de o remarcă pe care a făcut-o diriginta noastră din clasele 5-8, că am avut o singură dirigintă și ne-a făcut o remarcă când m-am simțit foarte bine atunci când a făcut remarca aia, pentru că ea nu prea făcea complimente și mai ales mie, fiindcă eu tot timpul eram pe dos, așa. Mi-a zis că să vede diferența dintre mine și ceilalți colegi ai mei, mă rog, mai erau vreo doi care erau mai răsăriți, dar se refera la restul, nu la cei doi, ci la restul, se vede diferența dintre mine și restul pentru că eu citesc, se vede că citesc și se vede diferența pentru că limbajul meu era în clasa 5-a, 6-a, mult mai dezvoltat decât al lor și capacitatea mea de a înțelege și de a extrage informații dintr-un text pe care îl citeam, apropo de analfabetism funcțional, era mult mai mare decât o aveau ei. Da? Adică ei citeau o frază și habar n-aveau ce au citit. Pe când la mine și trebuia să stea cu ei să îi întrebe. Da, ai înțeles? Da, uite, mai citești odată, mai încearcă, mai nu știu ce. Pe când în cazul meu nu era nevoie.
Și deci te face mai deștept în ochii lumii și asta s-ar putea să fie problematic, pentru că în ziua de astăzi să fii deștept, să par deștept este o problemă, fiindcă a crescut atât de mult nivelul de ignoranță în România, este atât de mare, este înfiorătoare ignoranța în România și lipsa de educație și lipsa de bun simț, încât oamenii se simt atacați când alții sunt deștepți, da? Pe unii îi jignește faptul că alții sunt deștepți. Mi-aduc aminte că la un moment dat, pe la începuturile mele pe YouTube, vorbeam despre, mă rog, limbile străine pe care le știu și câte știu și câte vorbesc și așa mai departe, și mi-a scris cineva: dar ce vrei să spui, că noi restul care nu știm atâtea limbi străine suntem proști? În condițiile în care eu nu făcuse niciun fel de remarcă de genul ăsta. El venise, nu știu cum venise vorba despre treaba asta. Și ăsta este genul de atitudine extrem de toxică pe care o avem în ziua de astăzi, când oamenii nu știu ceva sau nu înțeleg ceva, în loc să se ducă să se informeze sau să afle sau să vadă despre ce este vorba, mai degrabă aleg să râdă despre de omul ăla sau să-l atace, da? Momentul în care se simt nesiguri, am ajuns iarăși în forma aia primitivă de comportament, în care, în momentul în care oamenii nu se simt în siguranță sau nu, simt că sunt nu stau pe o poziție bună, încep să atace. Și dacă vreți să confirmați treaba asta, duceți-vă la fetele care citesc, la booktuberițele românce, ale care au peste 50.000 de urmăritori, duceți-vă la ele pe canal și o să vedeți prin comentarii tot felul de grobieni din ăștia care vin și lasă niște mesaje din astea cretine, ca și cum omul care a postat un clip despre cărți ar încerca să-l jignească. Asta vine tocmai din treaba asta, că în momentul în care nu ai discernământ și în momentul în care tu nu ești capabil să te duci 5 metri mai în față cu pașii, începi să ataci omul, da? Pentru că te simți în inferioritate. Ceea ce este extrem de periculos, pentru că am văzut foarte mulți oameni și copii, mai ales copii de școală și de în vârsta mea, care au cedat presiunii de genul ăsta. Nu vi s-a întâmplat și vouă să aveți un coleg la școală care era foarte inteligent, care învăța foarte bine, îi mergea totul foarte bine și au început colegii care erau, nu știu, noi am avut un caz cu un coleg venit de la un colegiu din București, care era mult peste nivelul clasei noastre. Foarte bun, știa în clasa 5-a, când noi de-abia aveam contact cu engleza, el deja vorbea engleză la perfecție, avea 10 pe linie la toate materiile, se descurca minunat cu absolut toate materiile, îi era foarte ușor să învețe și au început băieții să râdă de el și ulterior, ușor, ușor a început să scadă, pentru că nu-i mai convenea să râdă toată lumea de el și nu-și mai făcea temele, nu mai era atent, a început ușor, ușor să scadă nivelul, știți, și să lase ștacheta jos. Și s-a văzut ulterior în liceu, s-a văzut asta, s-a văzut că a făcut o diferență foarte mare, dar și asta se întâmplă nu numai la nivel de școală, se întâmplă și la nivel de adulți, știți, pentru că oamenii, în momentul în care sunt atacați, caută cea mai ușoară soluție de a scăpa. Și care e cea mai ușoară soluție de a scăpa? În momentul în care te înjură unul că ești prea deștept, încerci să faci pe prostul, nu? De-aia este puțin periculos în societatea din România și de-aia cred că cu atât mai mult ar trebui să citim ca să combatem nenorocirea asta care s-a bătut asupra noastră și ignoranța asta mizerabilă în care ne afundăm și e o îndobitocire efectiv în care ne afundăm, pentru că de aici pleacă foarte, foarte multe alte lucruri, adică există foarte multe alte repercursiuni. Nu o să intru astăzi, că nu e subiectul canalului meu și nu o să intru unde, dar știți și voi unde poate să ducă îndobitocirea asta și lenea asta mentală pe care o ai, da? Dar revenind la punctul nostru, te face mai deștept și e util, adică mai ales în situația în care vrei să îți depășești condiția și să vrei să-ți depășești nivelul, automat trebuie să dai dovadă că ești inteligent și că ești deștept, da? Și evident, la pachet vine toată acumularea de informații, da? Citești, că nu o să citești numai fantasy. Și chiar dacă citești numai fantasy, de exemplu, dacă citești Dan Brown, afli o grămadă de lucruri din cărțile lui, care în sine cărțile lui ca și nu știu, ficțiune, nu sunt cine știe ce, dar sunt atât de pline de informații,
de cultură generală, încât dacă reții 10% din ce scrie într-una din cărțile lui, este senzațional, da? Și citind, tot citind, automat îți îmbogățești cultura, îți îmbogățești vocabularul, îți îmbogățești cunoștințele, chiar și curiozitatea îți îmbogățești, pentru că inevitabil în momentul în care începi să citești despre un subiect, te duci la alt subiect și după aia te duci la alt subiect și tot așa sta dintr-una într-alta și devii din ce în ce mai curios, iar curiozitatea este esențială din punctul meu de vedere ca să te menții în viață și să te menții normal. Un alt punct pe care îl ador și pe care eu l-am înțeles foarte târziu în viață, dar care mi-a fost foarte util tocmai că mi-am dat seama de el, este că ai șansa, citind, să întâlnești o varietate atât de mare de personaje, de caractere umane, încât s-ar putea ca în toată viața ta, nu știu, chiar și dacă trăiești 100 de ani, să nu ai atâta varietate de caractere, da? Și atâta varietăți de situații, da? Să ai situații diferite și asta vă ziceam și la un moment dat și pe Instagram. Rușii, de exemplu, autorii ruși, mie mi se par criminali, mi se par plicticoși în dragi, mi se par cel mai nesuferiți. Părerea mea, nu știu, eu până la vârsta asta n-am putut cu ei niciodată. Dar asta nu înseamnă că nu pot aprecia complexitatea operelor rusești și faptul că Dostoevski, luați orice roman vreți voi de Dostoevski, ce vreți voi, sau orice alt rus, sunt atât de multe personaje că câteodată trebuie să-ți faci liste cu ele ca să le ții minte și fiecare personaj are un caracter diferit și fiecare personaj are să confruntă cu situații diferite și este atât de complexă treaba asta încât altfel nu ai cum. Deci nu știu dacă eu pe una, realist vorbind, eu una nu cunosc atâția oameni câte personaje se găsește într-o carte de Dostoevski. Și cu siguranță nici n-am trăit atâtea câte am trăit într-o carte, câte trăiesc personajele din cărțile lui Dostoevski. Și asta te ajută să, odată, să vezi caracterele umane și să le analizezi fără să mai fie nevoie să intri neapărat direct în contact cu ele. Deci, practic, cumva capeți experiență la oameni fără a avea neapărat contact cu ei și dacă va fi să întâlnești vreunul din tiparele alea de comportament, îți dai seama despre ce e vorba. Și în al doilea rând este vorba de situații, cum ziceam, da? Situații, probleme de viață, nu știu, frământări, angoase, gânduri și așa mai departe, pe care tu poate nu le ai sau cu care poate nu te întâlnești. Și vezi cum le gestionează personajul. Poate le gestionează bine, poate nu le gestionează bine, adică nu este garantat că trebuie să fie bine. Dar vezi cum acționează personajul, poți să treci prin filtrul tău dacă acționa bine sau dacă nu acționa bine și dacă, iarăși, vreodată în viața asta se întâmplă să dai de o situație similară, poți să faci analogia. Ups, cum a acționat ăla? Ia să nu fiu la fel de prost ca ăla, știți? Adică la asta te ajută, îți dezvoltă efectiv latura asta socială, ca să spunem așa, și felul ăsta de a gândi complex, pe care altfel nu îl dobândești. Gândiți-vă că eu personal cunosc foarte mulți oameni care ei știu, nu știu, 10, 15, 20 de oameni, hai să spunem 100, care sunt prin jurul lor, în comunitatea lor și nu ies din comunitatea lor și nu au acces la situații diferite decât cele din comunitatea lor. Și când le vorbește, nu știu, câte o situație din asta, de exemplu când m-am dus la mama acolo în satul la care în sine e o chestie destul de izolată acolo și cel puțin bătrânii care sunt în vârstă acolo sunt izolați. Când le vorbești de anumite lucruri care se întâmplă aici, în zona asta Bucureștiului, se uită la tine ca la, nu știu, extraterestre, așa, ce e aia? Adică, știți? Și de aia, dacă vrei să ieși din mediul tău, ăsta este un mod prin care poți să o faci, da? Și prin care te poți pregăti pentru a ieși din mediul tău. Și ultimul punct și probabil preferatul meu pe care vi-l repet constant, unora vi se pare chiar foarte ciudat, dar având în vedere contextul meu, să știți că are foarte multe logică, și anume că întârzie sau chiar te ferește de Alzheimer și de demență mai târziu în viață, iar eu având un istoric în familie de așa ceva, credeți-mă că face bine să mă păzesc, ca să zic așa. Chiar citeam un articol de la Fisher Center for Alzheimer care arată că clar este dovedit că cititul îți
menține creierul sănătos și că întârzi apariția, dacă ai genele astea, întârzi apariția Alzheimerului sau a demenței, ceea ce este minunat să știm. Și dacă ne uităm așa prin jurul nostru, oameni care au citit constant în viața lor au parte de o memorie foarte bună și eu știu de mică, știam treaba asta că, și am observat treaba asta că oamenii, chiar aveam o vecină care spunea că 30 de minute sunt obligatorii, erau bombonica ei de citit pe zi, pentru că era ca o pastilă așa, ca o bomboană de citit pe care și-o luau în fiecare zi și a murit la 90 și ceva de ani, perfect lucidă. Bine, sunt foarte mulți alți factori care influențează, evident, starea psihică și dezvoltarea acestor boli, dar cititul este o metodă prin care poți să le preîntâmpini sau să le întârzi apariția și gândiți-vă că este cumva logic, așa cum ne ducem la sală sau facem sport ca să ne antrenăm mușchii, să ne menținem musculatura activă, la fel să ne ieși și cu creierul, trebuie să-l menținem în constantă mișcare ca să funcționeze în parametrii optimi. Și aș mai avea de adăugat, apropo de subiectul ăsta, că mai ales acum cu explozia asta cu BookTube, că e o explozie nouă, recentă, în România cel puțin, că a mai fost treaba asta. Poate unora vi se pare că trebuie să vă luați la întrecere, poate unora vi se pare că trebuie să citiți un anumit număr de cărți, poate unora vi se pare că trebuie să citiți anumite cărți, apropo de ce ziceam mai devreme, poate unora vi se pare că nu faceți față și vă demotivați. Eu nu cred că trebuie să plecați pe premisa asta. Citiți ce vreți, cum vreți, când vreți, doar citiți. Încercați să înțelegeți ceea ce citiți. Știți că este extrem de important, că degeaba citiți, dar degeaba citiți 100 de cărți dacă la finalul anului v-ați uitat că ați citit 100 de cărți și nu vă puteți aduce aminte decât despre două dintre ele. E clar că ceva nu-i bine, da? Deci citiți, dar citiți inteligent, iar asta cu Alzheimerul se aplică strict pentru partea cu cititul clasic, da? Literă cu literă, nu audiobook-urile, dar și alea sunt o variantă în situațiile în care sunteți mult prea ocupați și totuși ați vrea să fiți la curent cu niște cărți, ați vrea să parcurgeți niște lucruri, sunt și alea o variantă. Eu nu exclud audiobook-urile, atâta timp cât e un consum de informație și atâta timp cât vă ajută să vă îmbunătățiți vocabularul, cunoștințele, să vă lărgiți orizonturile, eu cred că indiferent de formatul în care vine o carte, este absolut minunată. Și aș pleda în favoarea cărților în detrimentul articolelor de pe Facebook, din reviste sau a cancanurilor care sunt regurgitate la orice oră din zi și din noapte pe toate platformele posibile și imposibile doar ca să-ți atragă atenția. Apropo de citate, un citat care mie mi se pare fabulos, dar care mi se pare că este prost interpretat, este cel al lui Cardi B, care spune "Don't be basic for anything in life". Da, sunt perfect de acord cu asta, doar că interpretarea a fost puțin prost pusă și încă oamenii au înțeles prin asta cu don't be basic, au înțeles prin a fi vulgari, prin a ridica chiciul la nivel de artă, prin a fi extrem de vocali, extrem de exuberanți și extrem de nu știu, de wild și de loud, ca să spun așa, fără a avea o bază de cunoștințe, de cultură și de un fundament solid de desubt, da? În momentul în care încep să-ți dezvolți cultura, încep să-ți dezvolți cunoștințele și automat o să vină ușor-ușor și dezvoltarea asta de cunoștințe și sociale, așa, ca să spună, da? Încep să cunoști alți oameni, automat nu o să mai fii basic, da? Ești basic atâta timp cât te conformezi cu ignoranța în care ești. Din punctul meu de vedere, în momentul în care ai ieșit din ignoranța în care te-ai scăldat până acum, nu ai cum să mai fii basic, da? Și da, e un sfat foarte bun, doar că aplicat foarte prost ăsta al lui Cardi B. Și încercați pe cât posibil pentru sănătatea voastră să găsiți cele mai bune soluții. Să știți că pentru mine a funcționat, pentru mine chiar a fost o pastilă de salvare asta. Nu o să intru acum în detalii să vă dau exemple specifice, dar chiar a funcționat și a fost
o salvare și mă ajută și îmi dau seama cât de rău mi-ar fi fost dacă n-aș fi citit. Asta este unul din puținele obiceiuri bune pe care mi le-a inserat mama și pe care, deși nu l-am înțeles la timp cum trebuia, ulterior l-am înțeles și mi-a prins foarte bine și îmi place și îi înțeleg valoarea și rostul și înțeleg cât de departe poate să mă ducă, da? Deci, don't be basic, dar în sensul bun, în sensul util al cuvântului, și încercați pe cât de tare se poate să fugiți de ignoranță, iar prin a citi este cel mai simplu mod de a fugi de ignoranță și de a lăsa în urmă. Ne mulțumesc dacă v-ați uitat până aici, spuneți-mi și părerile voastre, le aștept în comentarii cu mare drag, vorbim acolo mai mult pe subiectul ăsta dacă vreți, dați un like și un share dacă v-a plăcut clipul de astăzi, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!